Mulțumesc, frate Ion. Întâmplarea face ca eu să fiu de serviciu în această zi, motiv pentru care sunt cu voi, dar este o mare bucurie să ne întâlnim ca întotdeauna și cred că ne-am dorit mult această zi să ne reîntoarcem în casa aceasta, pentru ca să ne bucurăm în părtășie, în comuniune frățească. Aș dori să citesc mai întâi câteva cuvinte din Psalmul 118. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. A fost o perioadă lungă de izolare și distanțare. A fost o perioadă de încercare. Unii au fost afectați mai mult în perioada aceasta, alții mai puțin. Dar toți am simțit că este greu și ne-am dorit să se încheie criza aceasta sanitară, să ne putem întâlni din nou aici. În această perioadă, unii din cei dragi au plecat. Sperăm să fie cu Domnul. El știe. Uneori, poate v-ați întrebat și voi, ce-a intenționat Domnul să ne învețe în această perioadă? Oare am apreciat îndeajuns întâlnirile, adunările, până la pandemie? Ne-am dat seama încă o dată că suntem de micuți în fața tragediilor, că suntem de vulnerabili și un virus nevăzut ne poate răpune rapid. Dacă am învățat o lecție prin care să fim mai buni unii cu alții, o lecție prin care să fim mai credincioși Domnului, pentru că nu știm când trebuie să plecăm de aici. Dacă am învățat ceva util pentru unitatea și părtășia frățească, va trebui să dovedim de acum, prin atitudine, prin comportament. Astăzi am venit la voi cu bucurie. Și poate că e prea mult spus cu o sticluță de parfum. Aș vrea ca întâlnirea noastră, această încăpere, să se umple de un asemenea miros. Nu-i parfumul meu, este parfumul Domnului.
Dacă Domnul s-a bucurat de mirul Mariei, mirul Domnului este mai de preț decât a oricărui om de pe acest pământ. Știți că esența de parfum se păstrează în doze mici. Ei, o mică cantitate de parfum, îl vom găsi în trei versete, v-ați putea gândi care ar fi acel psalm? Nu este greu să spuneți, pentru că a fost deja citit de fratele Ionea Gomir. Vă propun să ne aplecăm cu toată puterea minții și a inimii asupra acestor versete și să încercăm să ne bucurăm de mesajul Domnului. Iată conținutul. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frați împreună. Traducerea revizuită adaugă un cuvânt, mi se pare, cheie, în unitate. E să locuim împreună în unitate. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Psalmul acesta conține cel puțin patru idei principale. Prima este plăcut, este dulce, este frumos să locuiască frații în unitate. A doua idee, această unitate frățească este ca un delemnul. Este o mireasmă, este un parfum. A treia idee este ca roa Hermonului, adică unitatea frățească înviorează, înalță, înnobilează, ridică. Și a treia idee, a patra idee și ultima, este locul unde Dumnezeu dă binecuvântare și viața pentru veșnicie. Nu cred că ne-am putea dori mai mult decât ca mesajul acestui psalm să fie o realitate în adunarea noastră. Și pentru că începem într-un fel o nouă etapă a întâlnirilor noastre, cât de minunat ar fi ca toți să fim călăuziți de asemenea principii
de asemenea valori. Evident că noi când vorbim de casa Domnului, n-avem în minte atât de mult o clădire, ci avem în minte frații și surorile, copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Am găsit câteva cuvinte tare, mi-au plăcut, parcă nu le-am văzut până acum așa de frumoase. Psalmul 111, două versete. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Și ascultați, vă rog, întovărășia oamenilor, fără prihană și în adunare. Deci, suntem chemați să-L venerăm pe Dumnezeul Bibliei, pe Cel care ne-a răscumpărat cu un preț atât de mare. Și avem ocazia și privilegiul să fim în tovărășia oamenilor credincioși. Ce societate aleasă! Societatea oamenilor lui Dumnezeu. În adunare, împreună. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. În adunare, în comunitatea frățească, noi cercetăm lucrările lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, acea istorie a iubirii, a înțelepciunii, a dreptății, a puterii lui Dumnezeu. Asemenea lecții și mesaje sunt o binecuvântare pentru noi. Nu mă mir că spunea profetul un lucru îl cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa Domnului, să văd frumusețile Domnului, să mă minunez de templul lui cel sfânt. Voi sunteți casa Domnului. Împreună noi admirăm frumusețile și măreția lui Dumnezeu. Împreună ne minunăm de templul lui, a căror pietre vii sunteți voi, dacă păstrați până la sfârșit o încredere nezguduită. Sau ne amintim de un alt pasaj al Scripturii cunoscut de voi, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că ei tot mai pot să te laude, ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie îi acoperă cu binecuvântări. Ce făgăduințe pentru cei din casa Domnului! Privind deci la Psalmul 133, este plăcut, este dulce să locuiască frații în unitate. Nu aș vrea nimic să spun astăzi critic sau negativ. Nu vreau să mă ocup de dușmanii unității. Vreau doar să subliniez un adevăr exprimat aici, pe care cred eu că toți ni-l dorim, să locuim în unitate, să locuim împreună, să simțim plăcere, dulceață, să ne fie dor
Și cred că ne-a fost dor de adunare. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a venit ziua aceasta să ne vedem față în față. Și internetul e o binecuvântare, dragii mei. Cine am fi făcut în 14 luni fără nicio legătură unii cu alții? Dar nu-i tot una să vezi o poză sau să vezi persoana dragă înaintea ta. Apostolul Pavel, un om special, în epistola către Filipeni, aș vrea să citim două versete, 1 și 2. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Era bucuria apostolului ca frații să locuiască în unitate. Ca în familia lui Dumnezeu să fie armonie, să fie iubire, să fie legături apropiate. În pasajul acesta aș vrea să remarcăm patru argumente pe care apostolul Pavel ni le prezintă ca argumente raționale pentru unitatea frățească. Primul, dacă este vreo îndemnare în Hristos, adică dacă noi avem harul de a îndemna, de a încuraja, de a susține pe frați în problemele lor. Este această putere pe care o dă Spiritul lui Dumnezeu să ne încurajăm reciproc în pribegia noastră. Este cineva care nu are nevoie de încurajare, de un îndemn? Este cineva care nu se bucură când simte preocuparea celuilalt pentru el? Deci primul argument este acesta, să avem harul de a încuraja. Și asta învățăm de la Hristos. El i-a încurajat pe apostoli în cele mai dificile momente. Chiar când el era în ultima zi și noapte a vieții lui, s-a preocupat să-i încurajeze, să-i îndemne, să le arate preocupare sfântă pentru ei. Al doilea argument. Dacă este vreo mângâiere în dragoste, câtă forță este în aceste cuvinte? Mângâiere în dragoste, adică dacă eu am această grijă delicată în dragoste pentru fratele meu, dacă mă preocupă deci să-l încurajez, dacă am această iubire specială pentru frați, asta ne apropie. Această iubire delicată unii pentru alții ne apropie unii de alții și ne conduce spre o unitate tot mai armonioasă, profundă, reală, nu teatrală.
3. Dacă este vreo legătură a Duhului, adică dacă noi suntem călăuziți de același Duh al lui Dumnezeu, dacă toți suntem părtași aceluiași Duh, asta ne va ține în unitate, ne va ține într-o relație de prietenie și dragoste, cum le stă bine fraților și copiilor lui Dumnezeu. Și 4, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, dacă avem compasiune unii pentru alții, dacă avem bunătate unii pentru alții, atunci această unitate pe care ne-o dorim și care observăm în Psalmul 133 și bine argumentat în Filipeni 1 și 2, ne va duce binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, să repetăm primul argument, harul de a ne încuraja. 2. Iubirea delicată unii pentru alții. 3. Părtășia celuiași Duh. 4. Compasiune și bunătate. 4 argumente solide care trebuie să fie în poporul lui Dumnezeu, în adunare, între frați. Sunt și alte aspecte, dar o să ne rezumăm la acestea privind prima idee din Psalmul 133. Ne întoarcem și vom vedea a doua idee acestui psalm. Spuneam că în versetul 2 scrie, este ca un de lemnul de preț. A locui în unitate este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Evident că ne trimite la un de lemnul de preț turnat pe capul marelui preot, Aron, care s-a prelins până jos la veșmintele lui, la poala veșmintelor lui. Nu poate fi un simbol mai de preț decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care s-a coborât asupra capului la Iordan, asupra membrelor la cinzecime și de atunci până astăzi această ungere îi atinge pe toți care intră în această legătură, comuniune, părtășie cu Tatăl, cu Domnul și unii cu alții. Vreau să vedem ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2, un pasaj scurt de aici. Versetul de la 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos, și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea parfumul în sinea Lui. Adică nu noi suntem valoarea,
ci ce a pus Dumnezeu în noi este valoare. Și această mireasmă este mireasma adevărului, este mireasma salvării noastre, este mireasma mântuirii noastre, este mesajul dragostei lui Dumnezeu. Această mireasmă răspândită aduce binecuvântare, înalță, nobilează. De aceea, mireasma aceasta, pentru cei credincioși, cum credem că suntem, Domnul știe totul, este o mireasmă de la viață spre viață, de la cunoștință spre cunoștință mai mare, de la slavă spre slavă, de la o iubire spre o mai mare iubire. Deci, în pasajul acesta, eu aș vedea că pentru cei credincioși, adevărul purtat în vasele imperfecte care suntem noi, adevărul este mireasmă. Dacă nu prea putem prețui vasul, să prețuim mesajul Domnului pe care îl poartă aceste vase prin Valea Plângerii. Chivotul Domnului era o binecuvântare pentru evrei. Același obiect era o pedeapsă pentru filisteni. Pentru noi, chivotul, adevărul, Dumnezeu, Hristos, Biblia, sunt o binecuvântare specială, sunt o mireasmă. Vă amintiți când Maria a desfăcut vasul cu alabastru și l-a turnat pe capul Domnului Iisus, cred că și pe picioarele Lui, i le-a șters cu podoaba ei părul. E un detaliu acolo care îmi place să remarc, poate și voi l-ați remarcat evident. Spune evanghelistul Ioan, doar Ioan spune, toată casa s-a umplut de mirosul mirului. Fie ca noi, casa aceasta să fie plină de mirosul adevărului și al dragostei pentru Dumnezeu și pentru frați. Deci, unitatea este o mireasmă, este un parfum. Ce bine ar fi să avem sticluțe cu esență, să le deschidem din când în când, ca frații să se simtă iubiți și binecuvântați. Pentru că dacă avem asemenea vase cu alabastru, să știți că sunt de la Domnul. El e autorul, El ni le-a dat. Noi doar le purtăm, dar ne place să le avem și să le purtăm aducând bucurie și mângâiere fraților. A treia idee este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului. Este ca roa Hermonului. Muntele Hermonului este cel mai înalt munte din Israel, dacă nu greșesc eu, și de pe acest munte a Hermonului, roa ajunge chiar pe muntele Sionului, unde era templul lui Solomon. Și aducea înviorare pentru ținutul, pentru pământul lui Israel. Această roa Hermonului, deci, aducea umiditatea de care solul avea nevoie. Știți ce înseamnă o ploaie după secetă?
cum toată vegetația și plantele se înviorează. Parcă, spunea soacră mea, după o ploaie, zice, parcă totul râde. Adică totul se bucură de o asemenea binecuvântare. Ei, Hermonul ar putea să-l reprezinte într-un fel pe Dumnezeu, pe cel atotputernic, de unde se coboară roa binecuvântării, roa înviorării asupra noastră. Cine altul decât El ne poate înviora în experiențele, în încercările noastre? Îmi place ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1. Versetul este 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, și ascultați-L pe Sfântul Pavel, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâiere. Cum e Dumnezeu îndurător, dar nu numai atât, bogat în îndurare. Dumnezeul oricărei mângâiere. Noi avem nevoie de această mângâiere. Dar dacă noi avem nevoie și Dumnezeu ne dă din belșug mângâiere și iertare și bunătate și har, versetul următor, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Dacă Dumnezeu mă mângâie, mă înviorează, îmi dă curaj, îmi dă putere, eu ce am de făcut? Ca din inima mea să radieze spre ceilalți îndurare și mângâiere. Adică eu să pot fi o înviorare pentru fratele meu, pentru sora mea, în experiențele prin care trece. Dacă suntem asemenea caractere, aceasta contribuie la unitatea frățească, consolidează această unitate. Nu trebuie să așteptăm în primul rând, ci mai întâi de toate noi să dăm. Și am convingerea că dând vom primi. Deci, este o înviorare în poporul lui Dumnezeu. Aceasta vine de la Dumnezeu, El ne-o dă tuturor și așteaptă Dumnezeu și noi să o dăm unii altora. În Proverbe 15:4, este un verset care spune: limba dulce este un pom de viață. Partea a doua nu o citesc acum, doar atât. Limba dulce este un pom de viață. Ce înseamnă să mergi la un măr să iei mere delicioasă? Ce înseamnă să mergi la vița de vie să iei struguri dulci și delicios? E o binecuvântare. E un pom de viață. De la pomul vieții te hrănești. Și Domnul ne spune aici să fim pom de viață.
ca alții să se hrănească din ce spunem, ce exprimăm, felul în care trăim și cum facem. Asta vrea Dumnezeu și noi ne dorim acest lucru. Și ultimul aspect din Psalmul 133, a patra idee, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Unde dă Domnul binecuvântarea? Acolo. Unde acolo? Unde frații locuiesc în unitate, în armonie. Acolo unde frații creează o atmosferă frumoasă, plăcută, dulce, pe care ți-o dorești. Ai ce mult e până duminică să mă întâlnesc din nou cu frații. De ce? Acolo dă Domnul binecuvântare, viața pentru veșnicie. Evident că Domnul ne dă binecuvântare acolo unde suntem. Unii frați nu pot veni. Ei sunt binecuvântați acolo unde se află. Dar făgăduința aceasta nu trebuie uitată. Când putem să venim la casa Domnului, în comuniunea frățească, trebuie să ne dorim acest lucru. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu. A fi adunați în numele Domnului înseamnă ca obiectivul întâlnirii noastre să fie gloria Lui, slava Lui, lauda Lui, rugăciuni, cântări înălțate spre gloria Celui Atotputernic. Atunci El este acolo. Viață pentru veșnicie. Cât e de bun Dumnezeul Bibliei. În Psalmul 36, câteva versete aș vrea să le observăm. De la 7. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt se odihnește la umbra celui atotputernic. Deci, la Domnul noi găsim adăpost, liniște. Veniți la mine, învățați de la mine. Vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Versetul 8. Se satură de belșugul casei tale. Se satură de belșugul casei tale. Avem un Dumnezeu nu numai mare, dar și bogat. Și El ne dă bogăția după măsura harului Său. Un Dumnezeu plin de iubire, ce binecuvântări va da? Va da belșug de binecuvântare peste poporul Lui. Nu ne dă cu picurul, ne dă belșug. Sau versetul următor, și adăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Simțiți valoarea, dulceața acestor cuvinte? Șuvoiul desfătărilor tale. Adică avem un pahar a experiențelor de băut, un pahar și binecuvântare, desfătare, e belșug, e șuvoi. Parcă curge un fluviu spre poporul lui Dumnezeu. Acesta e Dumnezeu. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Sau în lumina ta vedem lumină, depinde de traducere. Dar dacă noi vedem lumină, e lumina de la El. El ne-a dat această lumină.
de care noi să ne bucurăm, să mai fim fii ai întunericului și ai luminii. Viață pentru veșnicie. Ce este viața pentru veșnicie? Da, viața eternă, viața glorioasă, viața cu El, făgăduințe prețioase dincolo de mintea noastră, de a fi cu El, de a fi pe tronul Lui, de a fi asociați cu El în lucrarea viitoare. Da, biruitorii vor avea această parte glorioasă, binecuvântată a viitorului. Dar viața aceea glorioasă, înaltă, cerească, divină, nu putem atinge dacă aici nu avem viața nouă în Hristos. A spune că El ne dă viața încă acum, în pribegia noastră, când noi avem adevărul și pe Hristos în noi, noi avem viață, viață spirituală. Cine are pe Fiul, are viață. Dar nu numai că eu am viață, dar eu pot fi un purtător de viață și pentru celălalt, pentru fratele meu. Noi putem răspândi asemenea binecuvântări și celorlalți. Deci viața nouă în mine, viață nouă în frații mei, și mă gândesc că ce mare bucurie are Dumnezeu să ne dea binecuvântarea Lui în părtășia noastră, să simțim această relație cu El și cu Fiul Său prea iubit, să simțim embrionul vieții noi că pulsează în inima noastră nouă, în relațiile noastre interfrățești, acestea ne vor conduce la acea viață veșnică, eternă, împreună cu El. Spuneam că Dumnezeu se bucură să vadă unitate, armonie, înțelegere, prietenie în poporul lui Dumnezeu. M-am bucurat când am observat că Dumnezeu nu numai că ne face fericiți și El vrea să ne dea multe binecuvântări și suntem fericiți cu Dumnezeu. Dacă cu El nu suntem fericiți, cu cine am putea fi? Cine ar putea satisface altceva decât bunul, marele Dumnezeu și Fiul Său drag? Dar am găsit în Scriptură că și noi îi putem aduce bucurie lui Dumnezeu. Evident că nu-i greu de a înțelege. Te bucuri să-ți vezi copiii înțelegându-se, întâlnindu-se, iubindu-se. Te bucuri, evident. Dar și ei se bucură, fiind copii cu minți, să te facă pe tine fericit. Copiii când văd pe mama și pe tata fericiți, mulțumiți de ei, au ceva interior de preț. Se bucură. Iată versetul la care m-am gândit, Sefania 3, versetul 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate să ajute. Așa este. Dumnezeu e puternic, e viteaz, poate să ajute și ajută și iartă și aruncă în fundul mării păcatele noastre. Partea a doua a versetului. Se va bucura de tine. Dumnezeu se va bucura de mine? Dumnezeu se va bucura de tine, de noi? Așa spune. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Doamne,
Cum pot eu să-L bucur pe Dumnezeu? Ascultând de El. Putem încheia și putem afirma, fără teamă de a greși, că este plăcut, este dulce, este frumos să locuiască frații în unitate. Ne bucurăm noi de această unitate, dacă ea există, sau ne străduim să o realizăm, dar se bucură Dumnezeu de unitatea frățească. Acolo unde este unitate, El dă binecuvântare, dar ce binecuvântare? Viață pentru eternitate. Domnul să ne ajute, să ne ierte, să ne binecuvinteze. Îi mulțumim pentru cuvântul lui atât de scump. Amin. Vă mulțumesc, dragii mei.